Bună, draga mea urmăritoare! Bine te-am găsit! Iată, și de această dată îți prezint model de unghii de Crăciun, modele de unghiuțe de Crăciun. Și încep prin a amesteca două nuanțe de gel, și anume amestec paint gel albastru de la Noblesse cu un mov dintr-un set de 36 de culori Coco, de pe site-ul unghifalseangro.ro. Le amestec pe o matriță de ștampilă sau o ștampilă întoarsă, pentru că așa am simțit eu că aici îmi place să amestec de această dată culori, deși eu am paletuță, și le amestec cu o spatulă bine până îmi creez nuanța dorită. După care, cu o pensulă cu brățel în capăt, ce am achiziționat-o tot de pe unghifalseangro.ro, iată, voi începe să creez un ombre pe un tips de unghii false. Și anume, în zona cuticulei voi pune movul acesta, iar apoi la marginea liberă voi pune alb. Atenție, draga mea urmăritoare, dacă pe site-ul unghifalseangro.ro scrii codul Ionela în secțiunea comentarii când plasezi o comandă, primești o reducere de 5%. Iar dacă plasezi comenzi pe Noblesse Nails și în secțiunea cod reducere sau voucher, scrii codul Ionela, primești o reducere de 10%. După ce am uscat primul strat, care era aproape invizibil, am mai adăugat puțin mov din setul acela de culori, pentru că era prea invizibilă nuanța mea și vreau să fie puțin mai țipătoare, așadar revin cu încă un strat peste să fie mai țipător. Draga mea urmăritoare, este foarte important să nu scape această pensulă cu burețel în capăt pe jos sau, mă rog, unde este praf și posibile scame, pentru că vei păți exact ce vezi tu aici, așa foarte puțin și întrerupt, multe scame pe tips, care eu nu mai am ce să le fac, pentru că am apucat să lucrez. Singura variantă era ca la primul strat, când am văzut că s-a întâmplat asta, să degresez culoarea și să încep din nou cu acel ombre, însă problema era că orice aș fi făcut pe burețelul meu, tot existau scame. Așa că scamele se duc rămânând pe acel tips lipite de gel. Am revenit și cu albul la vârf. Am pus videoclipul pe rapid, să zic așa, deci l-am derulat, am pus să meargă mai repede, deoarece nu are rost să vezi aceste scame în detaliu. Per total bănuiesc că înțelegi ce fac aici, pentru că oricum ai văzut și în tutorialele mele anterioare cu modele de unghii de Crăciun. Poți să te uiți chiar acum sau puțin mai târziu, după ce termin de văzut acest tutorial, poți să te uiți și la acele tutoriale cu modele de unghii de Crăciun, deoarece am câteva postate și voi mai posta, atenție, pentru că în sondajul meu de opinie ce l-am creat pentru tine special și îl mai găsești și acum în secțiunea comunitate pe canalul meu, voturile au câștigat așa cel mai mult, cu câteva sutimi diferență, modele de Crăciun și apoi imediat din urmă o construcție cu gel pe șablon. Așadar, până de Crăciun veți primi și o construcție pe șablon din gel. După ce am revenit puțin cu nuanța mov peste alb, pentru că cu albul m-am dus prea spre cuticulă și vreau să fie proeminent movul, aplic top coat mat de la Buff. Atenție, draga mea urmăritoare, și la Buff primește reducere de 10%. Dacă în secțiunea comentarii la o comandă de minim 100 de lei scrii codul 63BAFF și intri de pe linkul meu, de pe linkul lăsat în secțiunea comentarii sau în descrierea acestui tutorial. Așadar, neapărat trebuie să intri de pe linkul meu, căci altfel nu este valabil. Degeaba scrii codul Ionela, căci nu este valabil, da?
Bun, și folosesc o ștampilă, o matriță, nici nu știu cum să-i spun, este pentru primele dăți în viața mea când folosesc așa ceva. Este JQ-08 de pe unghifalseangro.ro. Am achiziționat-o destul de devreme anul acesta, undeva prin octombrie chiar, și folosind gelul Paint Gel de la Noblesse, Paint White Gel, pentru că este și negru și ți-l recomand cu tot dragul, pentru că este foarte pigmentat. Folosesc o ștampilă care eu am achiziționat-o de la BAF, dar găsești-o și pe unghifalseangro.ro și la BAF sau, nu știu, pe orice alt site. Însă, după cum spuneam, profită de reducerile care le primești prin codul meu. Și am aplicat acest gel alb pe acești doi renuți, mamă și fiu, și iată, nu prea îmi place ce am făcut aici pentru că nu prea folosesc eu ștampilă. Anul acesta, după 6 ani de domeniu, de muncă în domeniul unghiilor tehnice, m-am decis să folosesc și o ștampilă și o matriță și, sincer, sunt începătoare la acest domeniu, așa că am exersat puțin pe mănușa mea, să zic, și nu mi-a plăcut cum a ieșit, așa că o să vezi, mai încerc o dată. Degresez topul mat și vei vedea că se văd acei zgrumțuri, aș spune eu, care sunt creați datorită acelor scame ce le-am lăsat pe gelul mov și alb când am creat ombre. Așadar, iată ce fac ca să nu mi se cunoască totuși acele scame. Cu pilă, cu partea de granulație mai fină, ating strict în zona respectivă cu scame și pilesc foarte finuț, foarte puțin apăsat, deci nu apăs deloc. Pilesc acele denivelări, să le spun așa, acele chestii în relief și nu se mai cunosc la palpare și nu se vor mai vedea pentru că vin cu model peste ele. Așadar, este un truc destul de drăguț, poți să-l folosești și tu în caz că ți se întâmplă lucrul acesta. Să presupunem că ai făcut o manicură roșie pe toată unghia, la toate unghiile și la un deget ți-a rămas ceva așa în relief după ce ai uscat finish-ul. Deci după ce ai considerat că este gata manicura. Așadar, poți să pilești să nu se mai cunoască în relief și să-i faci o pictură simplă, rapidă, acolo, ca să nu se cunoască acele denivelări ieșite în relief. Mai revin odată cu gelul Paint Gel White de la Noblesse peste renii aceștia drăguți de pe ștampila mea și încerc să nu mai apăs chiar atât de tare cu această racletă, să-i spun așa, nu știu dacă îmi pronunț bine, poate tu, draga mea urmăritoare, te pricep mai bine la chestia asta, pentru că se presupune că începătoarele încep cu ștampilele și apoi ajung la gradul de a picta. Eu am făcut fix invers, mi-e place să pictez în școală, în liceu, am fost bună la desen, am participat chiar și la concursuri și am ajuns până pe județ. M-am lăudat puțin și iată, am stricat fundul renului, așa că mai revin o dată. Și mie îmi place să pictez, așa că de la începuturile mele am pictat manual tot timpul, iar pentru că foarte multe urmăritoare mi-au cerut asta, să arăt cum se lucrează cu o matriță, cu o ștampilă, am zis hai să încerc să vă arăt. Însă, cred că există totuși ceva, o ojă specială pentru ștampile și ar trebui să vă interesați voi personal de unde și ce e aia, cum o achiziționăm. Poate îmi lăsați chiar și mie comentariu să știu de la voi de unde o achiziționăm sau cum se numește, ce scrie pe sticluță, ca să performez și eu în domeniul ăsta al ștampiluțelor, da? Poate că mă ajută. Însă o să vezi, pentru că eu sunt o perfecționistă și nu pentru că matrița nu ar fi perfectă, dar o să vezi că eu revin cu pictură peste acești reni pentru că eu doresc ceva mai natural și perfect. Așadar, mă scuzați, a sunat ceva la Messenger, am uitat să pun telefonul pe silențios înainte să încep să înregistrez vocea, așadar, mă scuzați. Și îmi curăț puțin ștampila de încercarea anterioară și iată, de data aceasta am reușit foarte frumos, însă nu-mi place că se văd acele punctulețe de dedesubtul renilor, de la picioarele lor, nu de alta, eu voi picta punctulețe mai apoi, însă aici este puțin pătat și cu atenție mare, cu o parte din dischetă, curăț ce este mâzgălit, iar apoi aplic pe tips.
Sincer, am avut foarte mari emoții pentru că vreau să vezi și tu prin ștampilă și era o chestie super complicată că eu pur și simplu vedeam doar pe telefon ceea ce lucrez, deci nu vedeam în realitate. Pentru că singurul ochi care putea să vadă era camera telefonului, nu și ochii mei, așa că, iată, se pare că totuși am reușit, mi-a ieșit destul de bine, aveam emoții că o să iasă poziționați strâmb pe tips, cerbii, dar au ieșit chiar frumos. Iată. Foarte, foarte ok și nu m-am abținut să mai pun o dată pe mânușa mea să văd dacă mai ies atât de perfect ca și pe tips, în sensul că vreau să văd dacă nu gelul sau materialul, produsul e de ajuns pentru a apăsa de două ori, să zic așa, și chiar arată foarte bine și pe mânușă, așa că era de ajuns pentru două tipsuri, să zic așa. Sau pentru două unghiuțe, în caz că am face pe ambele degete inelare ale unei cliente. Am uscat la lampă ștampiluța pusă pe tips și cu pensula Nail Art de la Diamond Nails, folosind gelul Paint Gel White de la Noblesse, schițez peste matriță, peste ștampilă, schițez cerbul din nou, cerbii. Pentru că vă spuneam și mai devreme, eu sunt puțin mai perfecționistă și tind mai mult spre natural, așa că mă folosesc de această pensulă minunată despre care pot să vă spun și cred că mă repet în fiecare tutorial de unghii cu gel, de unghii tehnice, că este favorita mea, îndea că este cea mai subțire, cea mai flexibilă și deocamdată nu a înlocuit-o nicio altă pensulă dintre produsele mele, dintre cele încercate, este favorita mea. Și foarte multă lume mă întreabă după ce privește tutorialul cum se numește pensula. Păi pensula pur și simplu așa se numește, pensulă Nail Art cu cristale argintii pe site-ul Diamond Nails. Mai era, la un moment dat găsisem și varianta cu cristale roz sau roșii. Mi-ar fi plăcut foarte mult cu cristale roșii pentru că nuanțele din salonul meu sunt roșii sau cu tentă de roșu și mi-ar fi plăcut foarte, foarte mult, însă nu am mai găsit pe stoc și am apucat să-mi achiziționez vreo 10 pensule de genul acesta, atât pentru mine cât și pentru cursantele de la cursurile fizice din salon. Am achiziționat ca să avem de ajuns pensule Nail Art. Apropo de cursul meu din salon, mai am un singur curs anul acesta și anume în 27, 28, 29, 30, 27, 28, 29, 30, da, 4 zile, 30 decembrie, mai este doar un singur loc. Sincer, doar un singur loc. Zilele acestea am terminat un curs de bază, a fost în 5, 6, 7, 8 noiembrie și, sincer, prin postările și reclama făcută cu acest curs s-au ocupat aproape toate locurile de la cursul din 27, 28, 29, 30 decembrie. Așadar, draga mea, de oriunde ai fi tu, din țară sau din străinătate, dacă știi că ai drum acasă de Crăciun sau, deci cum spuneam, și în alt județ din țară, dacă crezi că ai cu ce veni și îți permite timpul și îți dorești un curs de bază, de unghii tehnice cu mine, te aștept 27, 28, 29, 30 decembrie anul acesta să te înscrii cât mai repede la cursul meu de bază, pentru că, după cum spuneam, mai este doar un singur loc disponibil. Grupa maximă este de 6 cursante, deci va fi destul de ok încât să mă pot ocupa de toate cursantele. Nu mi se pare ok să ai mai multe cursante atâta timp cât nu ai o experiență mare ca și trainer să te poți ocupa de toate cursantele, fiind, mă refer la o grupă mai mare de 6. Eu atâta simt că sunt capabilă și, sincer, nu întotdeauna grupa este plină. De exemplu, acum în noiembrie au fost doar două cursante norocoasele, așa că m-am putut ocupa doar de ele și au fost foarte, foarte mulțumite, au avut lucrări frumoase. Și poți să te uiți pe pagina mea de Facebook, unde te rog să iei legătura cu mine. Ai link în descriere și
și în primul comentariu fixat de mine. Acolo poți să vezi lucrările lor și a altor cursante de dinainte. Înainte de acest curs am avut în octombrie unul cu 5 cursante în grupă și la fel și ele au avut lucrări foarte frumoase și toate au fost mulțumite. Cel puțin mie așa mi-au spus acum, nu știu ce să zic. Însă eu le urmăresc pe fiecare, apoi ce postări postează și am fost foarte mulțumită de postările lor. Deci rezultatele se observă. Bună, draga mea urmăritoare! Am terminat și eu de pictat primul cerb. Îl mai studiez puțin dacă este perfect și unde mi se pare că ar mai trebui adăugat puțin, mai revin puțin cu pensula. După care, folosind sclipiciul 020 de la Get Nails, voi presăra sau turna peste cerbul meu neuscat, ca apoi să pun la lampă și cerbul să fie sclipicios, da? Deci glitter 020 de pe Tiger Nails. Achiziționat. Apropo, draga mea urmăritoare, așa un pont tare de tot, frezele mele favorite de la maraton în 15 noiembrie, am înțeles din niște zvonuri că va fi Black Friday pe nailshop.ro, așadar, dacă doriți o freză de calitate, nu am niciun cod pentru asta, din păcate, așa că dacă doriți o freză de calitate, vă recomand cu toată căldura să achiziționați freza maraton de pe nailshop.ro, unde părerea mea este că acolo este 100% originală, necopiată sau puneți că știți la ce mă refer. Și vă recomand cu căldură pentru că eu o am achiziționată de 3 ani de zile și încă merge foarte, foarte bine. N-am avut nicio problemă cu ea, deși o singură dată am scăpat stiloul jos, dar a trecut peste accident cu brio. Însă de 6 ani de când sunt manicuristă am avut până la aceasta, deci de 3 ani, am avut 4 freze în 3 ani, a câte minim 150 de lei, maxim 450 de lei una. Așadar, calculează tu, draga mea urmăritoare, câți bănuți am cheltuit eu pe 4 freze în 3 ani și câți bănuți am cheltuit eu pe o freză în 3 ani și cu care am rezistat cel mai bine. Bun, am desclipicit, aș spune, primul meu ren și urmează să lucrez și pe al doilea la fel ca și la acesta. Draga mea urmăritoare, dacă îți dorești totuși să înveți despre domeniul unghiilor tehnice, însă, cum spuneam mai devreme, nu ai putea să ajungi la cursul meu de bază din 27, 28, 29, 30 decembrie anul acesta și nici la unul pe anul viitor, pentru că bineînțeles că voi continua seria de cursuri și voi mai ține cursuri și anul viitor. Te invit să te înscrii la cursurile mele online de manicură de pe Patreon, da. Țin cursuri online de manicură și ai link în descriere sau în primul comentariu fixat de către mine sub acest tutorial. Te poți înscrie la aceste cursuri online. Acolo sunt 3 nivele de cursuri. Unul cu preț mic, unul cu preț mediu și altul cu preț ridicat. Îți recomand cu căldură să te înscrii la cel cu preț ridicat, deoarece ai acces gratuit la celelalte două nivele, plus că în data de 1 ianuarie 2020 începem anul cu surprize și cursantele din acest nivel vor intra într-o tombolă ce are ca premiu 5 premii a câte o ședință în privat cu fiecare dintre aceste 5 cursante, cu durată între o oră și maxim 3 ore, în care pot să-mi adresez orice întrebare legată de unghiuțe. Așadar, dacă te decizi să te înscrii la acest nivel, unde sunt 40 de locuri disponibile și acum mai sunt doar 19, așa că hurry up, grăbește-te, înscrie-te și creează-ți lista cu întrebări, pentru că s-ar putea să te afli printre cele 5 fericite câștigătoare din 1 ianuarie 2020. Și ce mai este important, că tot în 1 ianuarie 2020, toate cursantele de la cursul de bază, de la fața locului din salonul meu din Bistrița Năsăud,
Vor intra și ele de asemenea într-o tombolă ce are ca premiu un curs gratuit în valoare de minim 400 de lei în anul 2020. Nu știu exact data sau ce curs va fi, dar știu că va fi de minim 400 de lei, maxim nu știu cât. Așadar, grăbește-te să prinzi acel loc din decembrie. Sau s-ar putea să creezi unul la cerere acum în 26, 27, 28 și 29 noiembrie. Am câteva cursante care mă roagă să creez acest curs pentru că între sărbători nu ar avea cu ce să ajungă pornind a treia zi de Crăciun spre Bistrița și să plece în 31, practic ajunul Revelionului, să plece spre locuințele lor, fiind din alte județe. Așa că mă roagă să țin acest curs de bază, să mai țin unul, da, să mai adaug unul neplanificat pe listă în 26, 27, 28 și 29 noiembrie. Așa că, draga mea urmăritoare, dacă totuși ai dori să te înscrii la unul dintre cursurile mele, decide-te cât mai repede și înscrie-te ori la care curs din aceste două date sau la cele online, pentru că ori la care te înscrie sunt 100% că vei fi mulțumită și sunt 100% că ești încântată de acele premii ce vor fi extrase în data de 1 ianuarie, atât pentru cursurile online cât și pentru cele de bază. Sincer, poate tu, draga mea urmăritoare, ești una dintre urmăritoarele ce mă urmărește zi de zi și seară de seară și te-ai cam săturat de povestioara mea cu aceste cursuri, însă eu mi-am planificat să cresc canalul meu și de aceea postez cât mai des și te rog pe tine să distribui cât mai multe tutoriale de unghii cu gel pe rețelele tale de socializare ca să creștem canalul cât mai repede și cât mai accelerat în perioada următoare și în credința că tot mai multe urmăritoare noi mă ascultă și îmi privesc tutorialele de unghii cu manicură. Eu trebuie să repet această informație, sper că nu te-ai plictisit de ea sau nu te deranjează îndeajuns de tare încât să renunți în a mă urmări. Așadar, pentru că oricum nu aveam ce să povestesc în perioada aceasta în care am pictat acești reni peste ștampiluță. Așadar, am desclipicit și cel de-al doilea ren și am terminat de înfăcut reclamă la cursurile mele. Este decizia ta, tu știi cel mai bine ce este prioritar în viața ta și tu ești singura care poate să ia decizii pentru tine. Așadar, ia decizii cât mai repede, pentru că știi ce? Nu suntem siguri dacă vom regreta pentru decizia luată, asta în sensul că nu știm dacă este o decizie bună sau nu, dar sigur regretăm dacă nu am luat decizia să acționăm. Așadar, fii atentă și acționează. Decide-te până nu e prea târziu. Niciodată nu e prea târziu, nici la 60 de ani nu e prea târziu, însă e târziu să ai o durată lungă a acelei acțiuni. Poți să începi și a doua zi să mori, dar dacă începi acum, ai și timp de acționare în acea decizie ce ai luat-o. Sper că m-am făcut înțeleasă și nu te-am făcut să râzi prea tare cu expresia să mori. Dar să fim serioși, asta e viața noastră pe pământ, așa că trebuie să luăm decizii cât mai repede. Am abordat acest subiect pentru că mie îmi place că la fiecare tutorial, la finalul lui, să abordez un subiect sensibil și de viață și de sentimentele și trăirile noastre de zi cu zi. Și am abordat acest subiect pentru că una dintre clientele mele de astăzi a fost foarte sensibilă aici la biroul meu și m-a tot rugat să o încurajez să ia decizii. Una dintre decizii este unde să se angajeze sau dacă să se angajeze, pentru că venitul, salariul propriu zis, este prea micuț pentru dorințele ei de viață, nivelul ei de trai și unde este acum angajată. Are bănuți îndeajuns, dar nu este mulțumită și atunci mi-a cerut foarte mult ajutorul și am încercat să analizăm minusurile, plusurile și oricare ar fi decizia ei, eu am spus doar să se decidă și să acționeze într-o acea direcție. Așadar și pe tine, draga mea, te invit la fel să decizi și să acționezi în acea direcție în care ai decis.
Iar dacă nu te poți decide, încearcă să te sfătuiești cu cineva apropiat ție, să te ajute să iei o decizie. Și știi ce? Și decizia de a nu lua o decizie este tot decizie. Adică ai decis să nu te decizi încă. Asta înseamnă. Draga mea urmăritoare, tutorialul din această dată se încheie în următoarele minute. Așadar, îți mulțumesc că mă urmărești, te invit să te abonezi la canalul meu și să dai like și share pe rețelele de socializare ca să poți să adun cât mai mulți urmăritori într-o perioadă cât mai scurtă sau cât de repede posibil. Oricând îți amintești de mine sau te gândești la unghiile tehnice, intră, te rog, dă un share și mă poți ajuta prin asta să adunăm cât mai multe persoane aici pe această platformă pentru a vedea cât mai multe tutoriale de unghiuțe. Promit că de la anul să fiu mult mai activă și să răspund și la comentarii, pentru că în ultima perioadă, să spunem așa, pe timpul verii, nu am prea putut răspunde la comentarii, sunt multe care nu au primit răspuns. Așadar, îți mulțumesc din tot sufletul, am terminat de pictat și acele punctulețe, iar pentru ca să le degresez, trebuie să degresez în această poziție, să-i spunem așa, ca să nu mi se aghețe scame de la dischetă în sclipiciul de la ren. Draga mea, îți mulțumesc pentru că mă urmărești, pentru că mă iubești, pentru că mă susții și pentru că ești aici de fiecare dată. Fără tine, eu nu aș fi ceea ce sunt. Te pup, draga mea urmăritoare, și ne vedem data viitoare, cât de repede, undeva pe miercuri sau joi seara. Te pupăcesc, ai grijă de tine și de zâmbetul tău. Zâmbetul nimeni nu poate să ni-l ia. Te pup!